Mulți se întreabă ce se întâmplă dacă dieta ta conține prea multe surse de proteine. Află în ce situații îți poate face rău acest exces. Pentru a menține masa musculară, persoanele active ar trebui să aibă parte zilnic de circa 1,2-1,7 grame de proteine pe kilogram corp. Unii dintre noi au nevoie de mai multe proteine decât alții. Dacă faci mișcare în mod regulat, fie că este vorba de pilates în fiecare zi sau alergare, de câteva ori pe săptămână sau te afli la menopauză, atunci ar trebui să atingi limita superioară a aportului de proteine. Cele mai bune surse de proteine le obții din piept de pui, ouă, linte, brânză, arahide. O porție de 85 de grame de pui oferă 27 de grame de proteine. Un om mare are aproximativ 6,3 grame de proteine, iar 250 de grame de linte aduce un plus de 18 grame de proteine. Reține și că 100 de grame de brânză are în jur de 25 de grame de proteine și 100 de grame de arahide crude are 26 de grame de proteine. Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe proteine? Este o întrebare la care au răspuns mai mulți nutriționiști chestionați ca urmare a creșterii atenției asupra dietelor bogate în proteine și a beneficiilor acestora pentru sănătate. Iată concluziile oferite de aceștia. Cum proteinele cresc aportul caloric zilnic, depășirea necesarului pentru 24 de ore te poate face să te îngrași. Surse precum carnea roșie, produsele lactate bogate în grăsimi și shake-urile de proteine sunt și bogate în grăsimi și calorii, iar excesul caloric conduce la creșterea în greutate. Tulburările digestive se numără printre primele simptome ale excesului de proteine. Dietele bogate în proteine pot provoca de asemenea deshidratarea, mai ales dacă nu bei multă apă. O altă urmare a dietei bogate în proteine este respirația urât-mirositoare, mai ales dacă nu ai parte și de alte grupuri de alimente, cum ar fi carbohidrați. Dacă reducerea aportului zilnic de proteine și hidratarea mai bună fac ca mirosul neplăcut să dispară, atunci excesul de proteine este cauza respirației urât-mirositoare. Potrivit Universității Texas din Statele Unite ale Americii, când organismul nu poate descompune aportul mărit de proteine, excesul ajunge în fluxul sanguin, unde acizii se combină cu bacteriile anaerobe și provoacă carii. Rezultă un compus cu sulb care face respirația urât-mirositoare. Mirosul ușor fructat nu poate fi eliminat prin peria sau folosirea aței dentare. Relatează click pentru femei.ro.